Salutare, dragi prieteni! Am ajuns la mașină și m-a sunat soția mea, mi-a spus că apare videoclipul pe care l-am făcut, live-ul pe care l-am făcut adineaurul la DNA pe YouTube, apare inaccesibil. Nu știu de ce apare inaccesibil, o să merg acasă să verific de pe desktop. Până atunci am vrut să văd, să fac un nou live ca să relatez din nou ce s-a întâmplat, până ne lămurim de ce apare inaccesibil, ce s-a întâmplat. A fost raportat abuziv. Ce s-o fi întâmplat cu el? O să verific să văd. Dragii mei, ideea este următoarea. Am să reiau ce am prezentat în acel live de la sediul Direcției Naționale Anticorupție și o să vedeți amândoi, o să vedeți, mă scuzați, îmi cer scuze, sunt puțin nervos, supărat, iritat în urma situației prin care am trecut. O să vedeți imaginile filmate. Da? Așa arată tricoul de pe mine, este rupt. Da? Tricoul este rupt. Încă nu știu, dispozitivul care am filmat este un Pocket GoPro, dacă este funcțional sau nu. Urmează să-l verific acasă, să-l recalibrez. Ăsta este dispozitivul care am filmat. El este foarte sensibil, da? El are aici un gimbal care stă în echilibru, e din tehnologia dronelor făcută treaba asta. Filmează 4K. O să vă povestesc ce s-a întâmplat. Înainte de asta vreau să vă dau câteva informații foarte importante pe care trebuie să le știți. Am văzut deja că Amelia Ciobanu a scris pe Facebook. Eu nu știu cum au relatat televiziunile, dar dacă este așa cum au scris pe Facebook, oamenii, televiziunile de știri au mințit astăzi, încă o dată. Și au mințit cu foarte multă nesimțire. Pe Digi mai ales. Haideți să o luăm așa, step by step, la cald, vă explic evenimentele. Eu am să montez acest material pe care l-am filmat la DNA cu două camere, pentru că am avut două camere cu mine. Am avut acest dispozitiv care filmează 4K, da? Cu care filmez de aproape și care este foarte bun pentru că are un unghi foarte larg. Și am avut o cameră Sony care de asemenea filmează HD, Ultra HD, nu 4K, dar care este foarte bună pentru zoom. Poți să faci zoom la distanță cu ea, am luat-o pentru zoom, pentru a filma pe oamenii pe care bănuiam că Dragnea îi va aduce. S-a confirmat ceea ce bănuiam eu, întrucât Codrin Ștefănescu a anunțat pe Facebook. Și acum am să încerc să fiu foarte scurt, dragii mei, pentru că vine reportajul în care am explicat de-a fi rapăr lucrurile. Vreau să vă explic până atunci ca să știți concret ce s-a întâmplat astăzi, dragii mei. Deci, Liviu Dragnea, care a fost eliberat în condiții îndoielnice din penitenciar, mai are două dosare penale pe rol. Unul este dosarul Teldrum, al doilea este dosarul vizitei din SUA și parazitării bugetului de zestrare a armatei. Despre ambele dosare eu am vorbit pe canalul meu de YouTube. Bun. În cadrul acestor proceduri, zice cineva că poate mi-a șters clipul YouTube, că eram cu pieptul gol și o fi interpretat că nu știu, habar n-am, trebuie să ajung acasă să văd, asta este. Bun. În cadrul acestor proceduri, în dosarul Teldrum, procurorii anticorupție au luat măsura sechestrului pe avere. Sechestrul pe avere nu este pe perioadă nelimitată, este pe o anumită perioadă. Lui Dragnea i-a expirat sechestrul pe avere și conform legii, conform procedurii, a fost citat la sediul DNA ca să fie informat că i s-a prelungit sechestrul de avere. În mod normal, tot ce ați văzut astăzi la știri și tot ce o să vedeți în materialul meu filmat și o să vedeți tot ceea ce televiziunile de știri ascund și mint cu nesimțire, Camelia Ciobanu, care este o jurnalistă foarte serioasă și sunt convins că ceea ce a scris este realitatea, a scris că Digi ar fi spus pe post că reziștii s-au certat cu susținătorii lui Dragnea. Nu este adevărat. Niciun rezist n-a făcut nimic. Au fost aduse niște femei isterizate de către un băiat pe care eu l-am indicat jandarmilor, care ele au făcut scandal. Au aruncat cu ouă, au aruncat cu ceva, vopsea albă, iaurt pe ziariști. După care Dragnea a venit cu un individ violent, care ne-a agresat pe toți ziariștii. Și mie a încercat să-mi rupă aparatul ăla în momentul în care m-am apărat, da? Și i-am luat mâna de pe aparat, nu mai știu ce am făcut în înghesuială. Aia a încercat să mă lovească cu pumnul în față și mi-a rupt tricoul de pe mine. Vă dați seama? Și jandarmii nu l-au reținut pe acel cetățean. L-au lăsat și ăla a venit din nou și la ieșire a fost acolo în continuare.
să împingă ziariștii. Deci vă dați seama, oameni buni, că jandarmii au rămas slugile PSD-știilor, deși noi avem de 2 ani de zile ministrul liberal de interne, oameni buni, PNL egal PSD egal aceeași mizerie, oameni buni, nu se poate așa ceva. Cel puțin la capitolul ăsta al Ministerului de Interne. Păi Bode nu mai are ce căuta acolo, oameni buni. Bun, deci, revin. L-au chemat pe Dragnea cu sechestru pe avere. În mod normal, Dragnea nu trebuia să zică la nimeni să vină cu avocații lui, să semneze ce avea de semnat și să plece. Dacă el era un om cât de cât ok, cu bun simț, cu decență, mulțumit că și așa a fost eliberat peste rând, fără să merite acest lucru. El l-a pus pe Codrin Ștefănescu, care a anunțat Codrin Ștefănescu că la ora 1 va veni Dragnea, după care au adus niște pensionare, o să le vedeți filmate în materialul pe care am să-l montez, da? Au adus niște pensionare care au început să urle, să facă scandal. Să zică, domne, că Dragnea e nevinovat, că nu știu, eu le-am întrebat frumos, o să vedeți, totul e filmat. Doamnă, de ce ați venit aici? De ce credeți că e nevinovat Dragnea? Și una dintre ele a început să arunce cu ouă în mine, în alt jurnaliști. Tot mânjit pe mână, m-am mânjit cu ouă. După care au început să arunce cu lapte după alți ziariști. Exact aceleași diversiuni, Luciana, ca pe vremea lui Dragnea. Bun. Eu m-am tras mai la o parte, zic, să nu le provoc pe femei, le-am întrebat ce au avut de spus și am așteptat la intrarea, la ușa, la intrare, unde l-am așteptat și dățile trecute pe Dragnea, să-l întreb, domnule, de ce faci tămbălău? Ce crezi că câștigi din asta? Ai venit cu interlop la înalta curte și ți-am spus că te duci la pușcărie de pe funcția de președinte al Camerei Deputaților și te-ai dus la pușcărie, n-ai câștigat nimic. Ce câștigi dacă aduci 10 pensionare excitate, săracele de ele, în sensul emoțional, nu din alt punct de vedere, să facă scandal? Ce câștigi din asta, da? Și Dragnea a venit însoțit de 2 indivizi, unul dintre ei mai corpolent, mai înalt decât mine, da, îmbrăcat în alb, o să-l vedeți, este filmat, care în momentul când eu am încercat să-l întreb pe Dragnea ce rezolvă cu scandalul ăsta, m-a prins de mână și de aparatul cu care filmam, oameni buni. Un aparat care este foarte sensibil, vă repet. Deci gimbalul ăsta este foarte sensibil, n-ai voie să prinzi de el, să ții de el, da? Bun. O să se vadă, probabil, exact când pune mâna pe aparat, trebuie să se vadă totul, că eram perec. Ajung acasă și văd înregistrările, trebuie să le montez. În momentul respectiv, eu mi-am apărat aparatul. Da? Deci am încercat să-l trag de mână, să iau mâna de pe aparat. Nu puteam să trag de aparat, pentru că el ținea de el. Și exercitam forță, el ținea de un capăt, eu de un capăt. Dacă trăgeam de aparat, îl rupea, rămânea în mână cu obiectivul, cu camera. Deci nu puteam să fac asta. Și am încercat să-l prind de mână cu cealaltă mână, să-l... Moment în care el a încercat să mă lovească cu pumnul peste față, oameni buni. Cu pumnul peste față. Vă dați seama? Noroc că m-am ferit. A rezultat o îmbulzeală acolo, că au fost și alți ziariști pe care el i-a lovit și ei au reacționat, da? A rezultat o îmbulzeală acolo, să vedeți imaginile. Și jandarmeria după aceea, oameni buni, nu le-a făcut nimic. Deci o să vedeți că eu am filmat de jandarmii stăteau și se uitau, oameni buni. Se uitau, în primul rând, la acel grup de pensionare aduse de un tânăr pe care l-am și întrebat. Bă, de ce le-ai adus pe femeile astea aici? De ce-ți bagi joc de ele, săracele? Și jandarmeria n-a făcut nimic, oameni buni. Și o să vedeți că eu mă duc la jandarmi și spun, oamenii ăștia fac aici o manifestație neautorizată. Pe noi ne-ați luat cu duba pentru mult mai puțin. Și la asta stați și vă uitați. Exact, oameni buni. Deci nicio diferență. Din punct de vedere al intervenției jandarmeriei, nicio diferență față de alte incidente de la DNA când Dragnea era la putere și Carmen Dan era ministru de interne. Ori eu vă întreb, oameni buni, ce caută Bode la Ministerul de Interne? Deci Bode este Carmen Dan cu pantalon, dragii mei. Jandarmeria română este fix aceeași mizerie, oameni buni. Fix aceeași mizerie, dragii mei. O să vedeți că e filmat când mă duc la jandarm și spun, vă rog frumos, o legitimați pe doamna care a aruncat cu ouă, vreau să depun plângere. Și o să vedeți că se duce la ei, dar nu îi legitimează, nu îi ridică, nu nimic. După care nu îl ridică pe cetățeanul care a fost agresiv, deși era clar că tricoul meu este rupt, nu? Și erau mulți alți ziariști care se plângeau de același lucru, că acel cetățean care a venit cu Dragnea a agresat toți ziariștii ca să nu-i pună întrebări. Păi cum poate să facă, oameni buni, cum poate să facă așa ceva jandarmeria română, da? Că pe vremea lui Dragnea înțelegeam că era Dragnea la putere, era Carmen Dan ministru de interne, jandarmii erau câinii PSD-știlor. Dar acum? Și cum pot televiziunile, oameni buni, să mintă în halul ăsta? Să mintă că reziștii s-au certat cu... Nu s-a certat nimeni cu nimeni, n-a fost niciun rezist acolo.
Am fost jurnalistul independent Mălin Bot și a mai fost Marian Ceaușescu care a făcut live atât. Nimeni nu a aruncat cu nimic din... Eu n-am aruncat cu nimic, o să vedeți imagine. Eu am filmat, mi-am făcut treaba mea de jurnalist. Am pus întrebări, oameni buni. Întrebări. Întrebări. De ce ați venit aici? De ce credeți că Dragnea e nevinovat? O să vedeți. Totul este filmat. Deci nu e, nu vorbim pe vorbe, dragii mei. Totul este filmat. Și jandarmeria... Ia să vedem, cineva zice că RTV-ul a spus că ești agresiv. Ce vreau să vă rog, dragii mei? Trebuie să ne organizăm foarte puțin și vă rog foarte mult să mă ajutați, că eu sunt singur om, n-am... Dacă ați văzut ce au relatat televiziunile, vă rog foarte mult, acum știți de la mine ce s-a întâmplat, să reclamați la Consiliul Național Audiovizualului și să-mi trimiteți și mie, pe pagina mea publică de Facebook, este un număr de mobil. Ăla este un WhatsApp pe care eu îl citesc. Și să-mi trimiteți exact postul de televiziune și ce ați văzut pe postul de televiziune. Ca să pot eu să reclam la Consiliul Național Audiovizualului. Asta nu o să rămână așa. Dacă România TV a spus că eu am fost agresiv, o să-i dau în judecată. Oricum, strâng un dosar cu ei și urmează să-i acționez în instanță. Da? Asta s-a întâmplat, dragii mei. Știți tricoul meu cu tricolor în care fac live-urile? Asta e, mi-au rupt tricoul. O să văd aparatura dacă mi-au stricat-o sau nu mi-au stricat-o și mai departe scrie în carte, dragii mei. O să fac o plângere, bineînțeles, pentru agresiunea asta. Bineînțeles, se va rezolva cum s-au rezolvat și restul. Deci astea sunt deja povești. Ideea este că mă duc acasă să montez. De îndată ce am montat materialul, pun la ridicat și o să vedeți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo, de fapt. Și o să vedeți cât de mult au mințit televiziunile de știri. Dacă au zis cumva că astăzi la DNA a mai făcut cineva scandal în afară de oamenii pe care Dragnea i-a adus. Deci azi a fost un scandal monstru cu violențe provocat de Dragnea și de oamenii pe care Dragnea i-a adus la DNA. Ăla care era agresiv, am înțeles că este din Teleorman. Este angajat ceva la Alexandria, la Consiliul Județean sau nu știu unde. Exact cum Dragnea a mai făcut. Și jandarmeria s-a comportat slugarnic, oameni buni. Deci jandarmii n-au la nicio măsură, să-i vedeți cum stau și se uită. Cum intervin numai după ce eu le spun de trei ori. De ce nu luați măsuri? De ce nu legitimați persoanele? Nu se poate așa ceva, dragii mei. Nu se poate. Este inadmisibil. Trebuie să organizăm cât mai repede ceva pentru demisia acestui ministru, Bode, oameni buni. Deci ăsta este un marțafoi. Nimic nu s-a schimbat în Ministerul de Interne și în jandarmeria română, deși avem un ministru liberal, oameni buni, ăștia sunt mână în mână, dragii mei. Deci nu mai e niciun dubiu. După incidentele de astăzi, și o să vedeți imaginile filmate, nu mai e niciun dubiu, dragii mei. Că jandarmeria, nu vă imaginați că de capul lor, nu vă imaginați că de capul lor n-au luat măsuri. Nu, asta e ordin de la vârful jandarmeriei, oameni buni. Protejați-i pe aia care sunt și fac scandal pentru Dragnea. Că vezi, doamne, Dragnea e o victimă. Dragnea este un deținut politic, da? Deci asta a fost cu voie de la miliție, oameni buni. Eu rog, vă întreb, ce interesul lui Dumnezeu are un ministru de interne liberal să-l protejeze pe unul ca Dragnea când face scandal în fața unei unități de parchet? Vă repet, nimeni nu trebuia să știe că Dragnea e la DNA. El a spus. Codrin Ștefănescu a scris pe Facebook. De ce i-a organizat-o cu bună știință, oameni buni? Și jandarmeria română n-a luat nicio măsură, dragii mei. Individul respectiv, după ce a rupt tricoul de pe mine și a agresat alți jurnaliști, s-a întors acolo și a stat acolo când a ieșit Dragnea. O să-l vedeți că eu îl întreb pe Dragnea. El nu poate să-mi răspundă, râde la mine așa. N-are un răspuns pentru mine, pentru întrebările pe care le-am pus, da? Și individul respectiv e acolo. Împinge jurnaliștii, o fată a căzut pe jos, ca să-i facă loc lui Dragnea, oameni buni. Vă dați seama? Vă dați seama, Bode, ministru de interne, ce caută ăsta, oameni buni? Asta este omul mafiei PSD-iste. Nu există niciun dubiu. Practic, incidentul de azi confirmă tot ceea ce am spus eu despre Bode până acum. Îmi cer scuze, dragii mei, trebuie să închid acest live. Văd că mi-ați scris foarte multe lucruri, văd că aveți multe întrebări. Am să montez materialul și am să fac tot posibilul să vă răspund în scris la întrebări. În următoarele ore am să fiu ocupat cu montajul, ca să dau drumul la material, să vedeți de fapt ce s-a întâmplat acolo. Pe toți cei care ați văzut la televiziuni, la televiziunile de știri, imagini de acolo, vă rog foarte mult să-mi scrieți ce ați văzut pe WhatsApp,
pe pagina mea publică este numărul de telefon de WhatsApp pe care eu voi vedea mesajele ca să pot să le fac reclamații la CNA. Deci eu după ce montez, după ce dau drumul la material, intru să citesc ce mi-a scris dumneavoastră și încep să fac sesizări la CNA. Pentru că dacă ei au spus că, domne, a fost un scandal între Rezist și oamenii lui Dragnea, au mințit, oameni buni, au mințit cu bună știință. Că n-a fost niciun Rezist acolo, da? De fapt, Rezist nici nu există, e o chestie, o gogoriță inventată de ei, da? Am fost eu ca jurnalist independent care am relatat, nu m-am certat cu nimeni, am pus întrebări, totul e filmat. Și Marian Ceaușescu care a pus întrebări. Pe cum să spui că și unii și alții? Cum adică? Este inadmisibil, oameni buni. Eu sunt cu tricoul rupt și ei să spună că eu am fost agresiv. Vă dați seama, nu se poate așa ceva. Deci oamenii ăștia sunt nesimțiți de-a dreptul. Transformă albul negru și negru în alb. Păi nu le e rușine, oameni buni. Trebuie să-i reclamăm la CNA. Trebuie să fie sute de reclamații pe chestia asta la Consiliul Național Audiovizualului. Și toți cei care sunteți susținători PNL și membrii PNL vă spun, dragii mei, faceți ceva cu Bode. Bode este un marțafoi mână-n-mână cu PSD-iștii. Incidentul de azi de la sediul jandarmeriei dovedește, de la sediul DNA cu jandarmeria, veți vedea imaginile, dovedește acest lucru. Vă rog să-mi scrieți și vă anunț de îndată ce termin montajul. Salutare, dragi prieteni! Sunt ok, sunt ok, sunt bine, nu este nicio problemă. În afara faptului că mi-a rupt tricoul de pe mine și o să văd aparatul de filmat, gimbalul, Pocket GoPro se cheamă. O să văd dacă i-a afectat sau nu. Momentan trebuie să montez și după aia mă ocup de alte chestii. Dar sunt bine. Am încercat să mă lovească cu pumnul în față, într-adevăr, și m-am ferit. M-am tras. Deci, dar a vrut să mă lovească cu pumnul în față. Deci, când a văzut că îl prinde mână ca să iau mâna de pe aparatul meu, da, să-mi protejez aparatul, că vă repet, eu nu puteam să trag cu... Pentru că el este compus din două părți, da? Are această parte fixă, de care țineam eu și el m-a prins de aici, așa. M-a prins cumva cu mâna lui dreaptă, cred. M-a prins așa de aici, da? Ori el aici se îmbină, eu dacă trăgeam de el, el ținea de el, îl rupea. Atunci am fost nevoit să acționez asupra mâinii cu care el l-a ținut. L-am strâns de mână, am dat peste mână, nu știu ce am făcut, ca să-mi elibereze aparatul din strânsoare, da? Și atunci el a încercat să-mi dea cu pumnul. I-am văzut că a încercat să-mi dea cu pumnul, că m-am ferit. Înțelegeți? Și totul filmat în fața sediului unei instituții, oameni buni. Și a agresat și alți ziariști. Și jandarmeria nu-i face nimic, oameni buni, nimic. Deci nu se poate așa ceva, dragii mei, deci nu se poate. Nu se poate. Deci ca și cum Carmen Dan ar fi ministru de interne și Dăncilă prim-ministru și Dragnea șef la Parlament. Sub ministeriatul lui Bode, dragii mei. Sub ministeriatul lui Bode. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Vă mulțumesc și o să ne vedem, o să vă anunț când am terminat materialul de montaj, o să ridic. Salutare, dragi prieteni! Vă rog foarte mult să distribuiți. Nu știu exact ce s-a văzut din relatările lui Marian Ceaușescu, au fost și cei de la Epoch Times, Loredana Diacu, știu că ei își fac corect și onest profesia, au fost cei de la Pro TV, de la TVR a fost un ziarist pe care îl cunosc de foarte mult timp de pe teren, un ziarist onest. De acolo puteți să vă luați informații mai oneste în legătură cu acest incident. Epoch Times, știrile Pro TV, TVR, până când reușesc eu să filmez materialul. Și eu am să-l filmez brut, ca să nu fie discuții, am să montez tot ce am filmat, cu sunetul original, ca să vedeți exact ce s-a întâmplat acolo, dragii mei, și să puteți trage concluziile. Până când se dau știrile, în condițiile în care ăștia mint la Digi, la Antena 3, la România TV, B1 TV mă aștept să mintă pe tema asta, nu avem altă cale de a informa corect publicul decât dacă dumneavoastră redistribuiți inclusiv acest live în care eu am relatat starea de fapt. Vă salut, dragii mei, ne vedem cu materialul filmat.